Bine v-am regăsit, începem o nouă ediție a emisiunii Cocktail și vorbim despre PNCCD, despre organizația de tineret, dar și despre candidatura la primărie pentru alegerile de anul viitor. L-am invitat în studioul Campus TV pe domnul Marius Vlășanu, candidat din partea PNCCD Buzău la primărie. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru invitație. Și de asemenea este în studioul Campus TV sora domnului Vlășanu, dânsa este președinte al organizației de tineret a PNCCD Buzău, doamna Claudia Vlășanu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vorbim despre ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă. Înțeleg că ați participat la un seminar la Câmpul Lung, un seminar despre cum se lupta înainte împotriva comunismului și despre istoria partidului țărănist. Doamna Claudia Vlășanu a fost cea care a participat și dumneavoastră ați fost, și aș vrea să ne povestiți în câteva cuvinte cum a fost. Aș începe cu doamna Vlășanu. A fost un seminar foarte important pentru mine. Am avut foarte multe lucruri de învățat din acest seminar. A fost foarte bine organizat, printre care am avut și alt gen de activități, precum, de pildă, am vizitat mănăstirea de la Curtea de Argeș. Acest seminar s-a desfășurat între 9 și 11 octombrie. Da. Și ați participat ca reprezentanța ai Buzăului, bănuiesc. Organizația de tineret ai PNCCD Buzău. O organizație de tineret care înțeleg că în ultima vreme se relansează. Sunteți hotărâți să faceți din PNCCD Buzău și implicit din organizația de tineret ceea ce era odată în cadrul partidului, este adevărat? Da, este adevărat. Vom face tot ceea ce era odată și mai mult decât atât. Dumneavoastră ați fost și în cadrul acestui seminar și aș vrea să-mi spuneți ce ați învățat de acolo, ce se va aplica în Buzău de acum înainte din ceea ce s-a discutat la Câmpul Lung. Într-adevăr, în cadrul acestui seminar s-au discutat foarte multe aspecte ce țin de mișcarea de rezistență anticomunistă din acele zone ale Câmpul Lung. Au venit nenumărate personalități și aș aminti aici, printre care și pe doamna Laurenția Arnăuțoiu, o descendentă a familiei Arnăuțoiu, formată din 5 membri în acea perioadă de restriște și cenzură comunistă. Acești oameni au luptat acolo într-un mod foarte bun și au ținut o rezistență deosebită, în sensul că luptau foarte mult pentru ca în România acelor vremuri să nu vină comuniștii la putere. Luptau în munți, îndurau anumite vicisitudini ale vieții, lipsa oricărui hrane, mai erau și... Să zic așa, mai erau și hrăniți de către săteni, dar pe ascuns, pentru că cine erau prinși erau omorâți. Am învățat foarte mult despre modul cum se organizau ei în cadrul acelei grupări anticomuniste. Și pot să spun faptul că am venit de acolo cu un bagaj de cunoștințe istorice foarte important. Atât eu cât și Claudia am fost profund marcați de ceea ce se discutau și ceea ce s-au întâmplat în acele vremuri. Înțeleg că nu ați trăit în vremea comunismului, dar în momentul în care ați ales să intrați în PNCCD, ați știut de ce optați pentru acest partid? Care a fost motivația, dacă acum învățați despre istoria partidului, în momentul în care ați ales PNCCD să vă reprezinte, care a fost motivul din spatele acestei opțiuni? Da, vedeți dumneavoastră, eu am venit în PNCCD alături de Claudia în anul 2014, mai precis în luna martie, pe 17. Am venit din dorința de a crea ceva nou în Buzău, de a aduce un suflu nou în rândul tinerilor și în rândul membrilor partidului, pentru că, dați-mi voie să vă amintesc, în perioada 2009-2014, în ianuarie 2014, nu a mai existat PNCCD Buzău. Și practic atât eu, cât și Claudia, cât și domnul Cătălin Avramescu, președintele organizației, plus alte 7 persoane, am reorganizat de la zero acea filială țărănistă buzeană. Dumneavoastră ați ales odată cu domnul Vlășanu să intrați. Da, înțeleg că v-a influențat, sunteți fratele mai mare, așa este? Da, fratele mai mare.
Bun. Vă întreabă cineva, am primit un mesaj de la un telespectator, câți membri are acum PNţCD-ul și dacă mai sunt alte rude în partid? În PNţCD Buzău, fiind și secretar general, știu, vă dați seama, trebuie să am o evidență clară. Pot spune cu mândrie că există un număr de 200 de membri, 198 mai precis, în județ, per județ 200, deci să fac această precizare, iar în municipiul Buzău, în oraș, există doar 50 de membri. Dacă mă întrebați de ce atât, e bine, pot să vă spun faptul că suntem și la început, avem doar un an și ne-a fost foarte greu să luăm legătura cu țărăniștii mai vechi. Ne-a fost foarte greu să acapărăm și alți tineri, deoarece în ziua de astăzi tinerii vin într-un partid pentru a se îmbogăți sau pentru a găsi anumite resurse financiare, ceea ce pe care noi, PNţCD de Buzău, nu le avem momentan. Însă avem proiecte și idei pe care putem să ajutăm și tinerii și sperăm să vină cât mai mulți alături de noi. Ați mai fost în alt partid înainte? Vă întreabă un alt telespectator și da. În ce partid? Pot spune cu mândrie și nu regret faptul că am fost membru al altor două partide, prin 2010 membru PRM și am stat 2 ani și pentru o perioadă scurtă, dar chiar foarte scurtă, în PNL. Însă dorind să fac mai mult decât ceea ce făceam eu ca și simplu membru, pentru că eram simplu membru, dorind să fac ceva mai mult, am venit în PNţCD, fiindcă știam că aici la Buzău nu mai există și doream să construiesc eu acest partid, alături de echipa pe care mi-am format-o. Din PRM ați plecat spre PNL. De ce ați plecat din PRM? Care a fost motivul? Am avut foarte multe proiecte de tineret, proiecte pentru tineret. Mă implicam foarte mult în acea organizație, chiar și la ședințele de seniori mă duceam. Însă, în acea perioadă, simțeam că nu sunt înțeles cum ar trebui. Iar în PNL s-a întâmplat ceva de aspectat? Am sperat că aici voi găsi un tineret mai... un număr de tineri mult mai mulți, cu altă mentalitate și... Mai mulți decât în PNL? Mai mult decât în PRM. Bun, de la PNL vă întreb de ce ați plecat. Un partid puternic, totuși. Da, într-adevăr. Nu a fost o decizie pe care... M-am gândit foarte mult înainte să o iau, pentru că devenisem așa, să zic, un membru cunoscut între rândul membrilor, colegilor, însă nu mă regăseam, practic, nici aici nu am fost înțeles la, într-adevăr, adevăratul sens al cuvântului. Tot am prezentat niște proiecte, tot dacă am văzut că nu se ascultă, nu se iau în seamă, am decis să merg pe cont propriu și să merg într-un partid mai micuț, însă care dorește o reală schimbare și o reală reorganizare. Iar în PNţCD vreți să rămâneți? Aici cu siguranță voi rămâne pentru tot restul vieții mele și mă bucur că fac parte dintr-o echipă frumoasă. Pentru mine PNţCD este și acasă. Sunteți o familie mare, chiar dacă nu sunt toți membrii ai aceleiași familii, așa cum sunteți dumneavoastră și sora dumneavoastră, bănuiesc că nu ar fi o problemă să existe rude în partid, nu? Vedeți dumneavoastră, aici oamenii pot specula, ar putea spune că este vorba de nepotism sau altceva. Însă, dați-vă seama că noi doi am venit în același timp. Cineva trebuia să ocupe o funcție și la tineret. În acea vreme, acum un an, sora mea era singura tânără în afară de mine care exista în partid. Restul de încă 8 membri cu domnul președinte erau mai în vârstă și nu puteau ocupa acea funcție și trebuia cineva la tineret. Și de aceea este sora mea. Doamna Claudia Vlășanu, aș vrea să știu care este activitatea organizației de tineret a PNţCD Buzău. Să ne o prezentați în primul rând, să vorbiți despre membrii organizației și să-mi spuneți ce ați mai făcut în ultima vreme. Ca și număr de membri, sunt un număr de 17, am până acum, în prezent. Avem diverse activități. Pe unii dintre ei chiar îi și încercăm să-i lansăm prin propriile lor talente, adică desen, activități artistice. Chiar am fost, dacă îmi permite să iau cuvântul,
chiar pe unii din tinerii noștri, am lansat și în media buzoiană, în ziare, în emisiuni TV, am prezentat în diverse evenimente culturale care au avut loc în Buzău și practic le-am oferit șansa de a se lansa și ei cu talentele pe care le au. Deci aveți artiști în organizația artiști. De tineret. Da, foarte mulți care, unii cântă, unii desenează, alții pictează. Alții scriu. Depinde alții scriu versuri. Deci am căutat să avem tineri mai puțin, dar tineri de calitate. Ce vârste au? Bănuiesc că toți sunt majori, pentru că altfel n-ar putut... Începând de la 18 până la 27-28. Cam așa. Și pe lângă aceste apariții în presă în calitate de artiști, membrii organizației de tineret a PNCCD ce au mai făcut? Cum vă ocupați pentru a promova partidul și din acest punct de vedere? Avem foarte multe proiecte pe care noi sperăm să le desfășurăm în perioada imediat următoare și pentru aceasta avem nevoie și de tinerii noștri. Tinerii pe care noi i-am promovat și pe care sperăm să-i ajutăm așa cum putem și noi. Spre exemplu, în perioada imediat următoare vrem să facem, noi ca și organizație de tineret, vrem să facem un eveniment cultural în Buzău, un fel de prezentare a diverselor talente pe care ei le au și pe care și eu le am. Mai precis și ca să fiu mai scurt, aș dori să fac o expoziție de artă în genere, de sculptură, de pictură, de muzică clasică, pentru că au și care cântă muzică clasică la diverse instrumente și vreau să realizez împreună cu Departamentul Cultural PNCC de Buzău, pentru că avem și un departament cultural care are o latură culturală pe lângă cea politică, dorim să facem acest eveniment cu toți tinerii de la noi din partid care au aceste inclinații artistice. Deci mai exact să reunim, ne reunim toți țărăniștii, toți tinerii țărăniști, să facem un eveniment frumos. Sper undeva la finele lunii sau începutul lunii următoare. Ați ales și locul pentru acest eveniment? Mi-aș dori din tot sufletul acest eveniment să aibă loc la Centrul Cultural Marghiloman. Însă pentru asta trebuie să am aprobare, pentru că una este să iei o aprobare pentru tine, persoană fizică, și alta este să iei o aprobare pentru un partid politic. Departamentul de Cultură din PNCCD, înțeleg că are o activitate bogată, ar trebui să vorbim și despre activitatea politică, dar și despre cea socială. Și o să vă rog pe dumneavoastră, doamna Vleșanu, să ne spuneți ce fac tinerii pentru a afla problemele celorlalți tineri din Buzău, dacă se întâlnesc, dacă vor să afle cum îi pot ajuta să-și rezolve problemele. Da, bineînțeles, în cadrul ședinței săptămânal ne organizăm, mergem, discutăm cu fiecare om în parte. Mergeți în teren. În teren, da. Ce vă spun oamenii atunci când îi întrebați ce-i doare? Depinde de fiecare om în parte, de problemele de familie pe care le are, de... Vă implicați să-i ajutați în vreun fel? Da, noi după ce mergem în teren ne adunăm la sediu, analizăm ce putem face pentru fiecare în parte, după care începem să punem și în aplicare ceea ce am... Dacă îmi dați voie să vă spun, chiar săptămânile acestea am avut mai multe deplasări în teren, una prin zona industrială a orașului Buzău, pe o stradă numită Saturn Linie, care este și neasfaltată și arată ca nevul mediu. Și o altă deplasare a noastră, am fost atât eu cât și domnul președinte și sora mea de față, am fost la un bloc tot din zona industrială de data aceasta. Din păcate este patronat de către un om de afaceri buzoian și aici primăria nu poate face nimic și nici noi ca și cetățeni nu putem să-i ajutăm mai cu nimic. Am fost acolo, am văzut în ce condiții trăiesc oamenii de acolo, chiar am stat de vorbă și pot spune faptul că oamenii aceia trăiesc foarte greu, în condiții de neimaginat. Mizeri. Am postat și pe diverse rețele de socializare, diverse fotografii, diverse comentarii la acel blog, în care existau gunoaie, în care existau mizerie. Eu chiar am văzut personal și m-a șocat acel...
Din vina cui erau astfel de condiții? Până la urmă, nu e vina primăriei. Blocul nefiind neamenajat de 20-30 de ani, vă dați seama, a început să mai cadă câte ceva, să se mai inunde subsolul. Erau foarte mulți gândaci, am discutat și cu vecinii. Bineînțeles, vecinii, vedeți dumneavoastră, s-au adunat acolo 2, 3, 4, dar dacă vrei să faci ceva împreună cu ei, multora le e frică și nu vor. Da, mă bucur să aud că mergeți în teren. Practic, le e frică de și de patronul blocului. Cum îi puteți ajuta? Bănuiesc că merge să întrebați pe oameni ce probleme au ca să le oferiți o soluție, nu doar ca să știți că există astfel de blocuri. Cum îi veți ajuta pe acei oameni? Am luat legătura cu doamna pe care am discutat acolo, am chemat-o și la o ședință de-a noastră, ne-am adunat mai mulți membri și am făcut un fel de brainstorming, adică fiecare am analizat ceea ce putem noi face pe domeniile noastre. Și am ajuns la concluzia că singura soluție este acționarea în judecată a patronului Buzoian, însă pentru asta trebuie un număr de câțiva locatari din bloc, ceea ce, din păcate, nu au fost de acord să-l dea în judecată. Și practic, așa că lucrurile vor rămâne la fel acolo. Din păcate, da. Părând și implicarea vecinilor de acolo, nu pot face nimic. V-au chemat oamenii de acolo să mergeți să vorbiți cu ei sau au fost proprii inițiativă? Am fost chemat de către o doamnă. Am fost chemat, mi-a prezentat situația și telefonic, am vorbit și telefonic și mi-a prezentat situația, am fost interesat și dispus să ajung acolo. Am fost acolo într-o zi, cu sora mea și cu domnul Cătălin Abramescu, președintele organizației. Am discutat, așa cum am spus, cu 2-3 persoane și ulterior am discutat și la partid, a venit doar o singură persoană. Însă nu vor să acționeze în judecată. Iar puteam să-i ajutăm pe această cale. Pe strada Saturn Linie ați fost, am înțeles că ați văzut ce se întâmplă acolo. Da, din păcate, acea stradă nu cred că aparține de primărie. Dacă ar aparține de primărie, cu siguranță ar fi asfaltată. Dar de ce ne credeți că aparține acea stradă? Am văzut personal și dacă dumneavoastră poate nu știți, însă acea stradă este stradă impropriu zis, ceva ca din Evul Mediu. Și nepietruit și gropi, foarte multe gropi. Este foarte aproape de linia ferată. Deci ar aparține mai degrabă de CFR. Este foarte apropiată de linia ferată. Spuneți că acea stradă aparține de CFR Galați? Dacă era puțin mai încolo de linia ferată, era foarte bine. Practic primăria era responsabilă de neasfaltarea ei. Dar în cazul în care veți fi ales primar, veți face ceva pentru a remedia situația acelei străzi? Da, vedeți dumneavoastră, aici nu poți interveni pe un domeniu care aparține de CFR sau de altă instituție. Nu poți interveni, însă poți discuta, îi poți chema într-o ședință și poți ajunge la o anumită concordanță în ceea ce privește acel loc. Deci le dați dreptate celor din primărie că nu se întâmplă nimic în gara Buzău și că peroanele nu au fost refăcute. Asta vreau să vă spun. Ați văzut și dumneavoastră acel pasaj din... Da, pasajul subteran. Pasajul subteran. El arată jalnic. Eu trec mai des pe acolo pentru că lucrez în zona industrială și știu mai bine acea zonă. Vedeți, dumneavoastră, acel pasaj, deși arată jalnic, mai încoace spre ieșire, către gară, l-au refăcut primăria. Deci s-a putut încheia un acord între primărie și CFR. Practic acela aparține tot de CFR. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră de la un telespectator care ar vrea să știe, dacă tot a spus că lucrați în zona industrială, vă întreabă ce faceți la serviciu în fiecare zi, cu ce vă ocupați? Da, lucrez într-o companie națională, este o companie foarte mare din zona industrială, nu-i pot da numele, însă pot spune că lucrez în cadrul Departamentului de Suduri Speciale. Se numește SAF, sudură cu automatică flux. Deci sunteți sudor? Pot spune că sunt coordonator de oameni. E o profesie frumoasă, da. Nu cred că ar trebui să ne fie teamă să spunem. De oameni, de muncitori, de echipe, de sudori. De ce frumos. Nu? Felicitări. Și lăcătuși. Mulțumesc. Felicitări. Și lăcătuși. E foarte bine pentru că în ultima vreme oamenii se îndreaptă către alte profesii. Din 40... pe acel sector, 40 de membri, de persoane.
E un bățat ca la partid cu membrii. Și aveți timp și pentru a merge acolo să coordonați? Am timp pentru foarte multe lucruri. Și pentru partid? Am timp și pentru, în primul rând, pentru familie, pentru că pentru mine familia înseamnă foarte mult, iar soția, sora știe. Familia înseamnă foarte mult pentru mine. Am timp și pentru activități de partid, pentru activități cum sunt și aceste ieșiri de străzi. Și am timp și pentru activități culturale. De ce nu? Scrieți cărți? Da, scriu cărți și mai nou am și inclinații către sculptură. În cadrul acelui eveniment pe care eu vreau să-l organizez, îmi voi lansa și eu personal creațiile de sculptură. Deci de la sudură la sculptură nu este un drum lung, spuneți, nu? Vedeți, dumneavoastră, este un drum oarecum paradoxal. Nu se leagă una cu alta. Însă mie arta mi-a plăcut de foarte mic copil. Atât poezia, proza, cât și partea aceasta a picturilor, a sculpturilor. Deci și fiind crescând, an de an, mi-am dezvoltat aceste laturi. Ultima carte pe care a scris-o, cum se numește? Ultima carte pe care eu am scris-o se numește O istorie sinceră a liberalismului românesc 1875-2014. Da, 2014. Și în cât timp a scris această carte? Mi-au luat cam 6 luni. M-am documentat foarte bine și împreună cu soția mea, care este și coordonator, profesor de istorie gradul 2, m-a coordonat în această lucrare și împreună am scos această carte. Da. Avem o altă întrebare. Oamenii chiar vor să știe mai multe despre profesia dumneavoastră. O să vorbim și despre activitatea politică. Am stabilit că sunteți sudor, da, de profesie și nu lăcătuși. Spuneați că aveți Dar în acel vreau să fac colectiv o mențiune, mai multe persoane. Dacă îmi dați voie. Vă rog. Am studiat și marketing și afaceri economice internaționale. Deci am și diplomă de specialist în marketing. Sunteți polivalent. Da. Scrieți cărți, aveți inclinații spre sculptură, sunteți sudor și de asemenea studii în marketing. E bine de știut. Sper pentru să că pot veni și în fața dumneavoastră să vă arăt și sculpturile pe care le-am realizat, dar încă vă aștept nu pot cu drag cu până în momentul când voi face lansarea. Cu operele de artă. Sigur, în momentul acela vă așteptăm. Da. Domnul Vleșanu, știți că fratele dumneavoastră va candida la funcția de primar al municipiului Buzău. Aș vrea să vă rog, în calitate de soră în primul rând, dar și în calitate de colegă de partid, să ne spuneți câteva cuvinte despre domnul Vleșanu. Așa, un portret în câteva cuvinte. Să-l recomandați oamenilor care ne urmăresc. Este foarte greu să faci un portret fratelui sau surorii. Facem o încercare. Este foarte greu. Un om corect, cu coloană vertebrală, atunci când nu doar vorbește, ci și pune în aplicare ceea ce spune. Interesat de problemele fiecărui cetățean din Buzău. Care ar fi calitatea pe care credeți că nu o au contracandidații domnului Vleșanu și dânsul o are pentru a fi primar? În primul rând, onestitatea. Onestitatea, asta spuneți că le lipsește altora. Asta contează foarte mult când vrei să reprezinți pe cineva. Trebuie să fii un om hotărât, un om cinstit și eu cred că prin ceea ce am spus eu și în această seară am dovedit cinste, onoare și corectitudine. Vreau și pe viitor să dovedesc la fel și chiar și mai mult. Oamenii să vadă, pentru că în Buzău mai există și oameni care vor să facă ceva și care nu au interese financiare. Dacă aveam un interes financiar, mă puteam duce foarte bine sau puteam rămâne în acele partide mai mari, puteam beneficia de diverse avantaje, însă am dorit să construiesc eu ceva pe forțele mele proprii. Despre ce veți construi și în perioada următoare vorbim, însă după o scurtă pauză de publicitate.